Păi m-am născut la Moreni pe 23 septembrie 1948 și anii copilăriei au fost poate cei mai frumoși ani ai vieții mele de până acum. Pentru că eram peste toate stăpân, ca să vorbim poetic. Au fost cei mai frumoși ani, fără responsabilități. Mă ducea valul. După aceea mi-am dat seama că am avut noroc să mă urc pe un val bun, prielnic. Să vă spun exercițiul de dicție a lui Vraca, înainte de spectacol. Apciten clon, cameran, cean clan, tiririfon, fenclumi, betre, izbiori, fantastic, cum carambolanti, cum fizic, cum cat. Scapă cine poate. Părinții au simțit, și ei, mama mai ales fire de artistă, a simțit că ea nu a putut să se exprime cum ar fi dorit în artă. Și țin minte că fiind Moreni aproape de deal, fiind casa mea, un fel de țărănuș așa, primul lucru care l-a făcut mama când aveam 6 ani, mi-a cumpărat un acordeon. Și cântam, am învățat câteva melodii pe care le cântam la botezuri, la prieteni, vreo 3 melodii care le învârteam o oră, de mai multe ori. Și crescând prin clasa a 6-a, a 7-a, m-au dat la Moren la clubul Flacăra, se chema, un fel de casă de cultură, care a devenit casă de cultură acum, unde am activat ca artist amator, cu monologe, cu scenete, și aveam și deplasări în zonele apropiate. Și atunci am avut primele succese. Primele aplauze au fost atunci în copilărie. Eram foarte nebunatic la școală și profesorii îmi spuneau că ori o să ajung vai de capul meu, ori o să ajung un artist pe care să-l știe lumea. Am avut un profesor extraordinar pe care îl doresc oricărui tânăr care vrea să îmbrățișeze meseria asta. Am avut pe doamna Sanda Manu. Un pedagog extraordinar, un om ieșit din comun și de la care am învățat foarte multe lucruri fără să mi le impună. Avea un fel extraordinar de a fi, de a se exprima, de a te înțelege. Eram într-un fel, și eu și Mircea Diaconu, ca să dau un singur exemplu, copiii ei, pe care voia să-i ajute. Ea a simțit că noi avem ceva de spus și ne-a ajutat foarte, foarte mult. Evident că dacă m-aș gândi la o amintire pregnantă din timpul studenției, nu pot să mă gândesc decât la Reconstituirea, în primul rând, film pe care l-am făcut în anul 2, treceam din anul 1 în anul 2, în vara respectivă, pe care l-am făcut alături de Vladimir Găitan, în regia lui Lucian Pintilie. Film care m-a marcat și mă va marca de acum încolo ca un punct al carierei mele. Deci am avut șansa să încep cu un vârf și pe urmă să construiesc pe lângă el până la bază. Asta m-a impus undeva. A fost și bine, a fost și rău. Pentru că un film sau un regizor cum e Lucian Pintilie, cu un asemenea regizor, ai șansa rar să lucrezi în viață. După aia ești lăsat singur să înnoți. Și nu știi dacă alegerile sunt cele mai bune. Asta depinde de foarte mulți factori. Depinde de educația de acasă, depinde de cultura pe care o ai, depinde de oamenii cu care intri în contact. Foarte, foarte mult. Eu am avut, cred, norocul, dacă dau anii înapoi și mă gândesc, am avut norocul că am fost un om cu minte și muncitor. Eu am debutat la Teatrul Bulandra,
unde am stat aproape un an de zile, Ziariștii se chema spectacolul, Ziariștii lui Mirodan, în regia lui Valeriu Moisescu. Am avut bucuria, marea bucurie să joc alături de Toma Caragiu și țin minte că au fost momente unicat alături de... Am înțeles și eu după aia ce înseamnă un monstru sacru, ce înseamnă ce aureol avea în jurul lui, ce bucurie să pot să fii lângă un actor cum este Toma Caragiu. Apoi, sigur, venind încoace, mă gândesc la Iordache, Dinică, Marin Moraru și alții mari. Spuneam de Ziariști, după aceea țin minte că am venit la Teatrul de Comedie, o piesă a lui Dumitru Solomon, Fata Morgana, se chema. Tot din acea perioadă de început am jucat în mai multe piese. Mă uitam acum un an. Eu la televiziune am jucat mai multe piese decât la Teatrul de Comedie. Deci eu la Teatrul de Comedie în 30 de ani am jucat în 25 de piese. La televiziune am jucat în vreo 35 de piese. Bine, am făcut și filme mai multe. Să amintesc de încă o piesă care a făcut furor și în Europa. E vorba de Noaptea Furtunoasă, pusă de Lucian Giurchescu, unde eu jucam rolul Spiridon, cu cronici foarte bune atât în țară cât și în străinătate.